Hai să vedem imagini. Hai să plângem puțin. Dă-ne imagini. Să plângem puțin. Nu, nu, că nu e de plâns. E? Hai. Ce, amintirile astea și... Adică ți-am făcut o plăcere, nu? Cum? Mă uit. Dar cum să nu te uiți la filme de-astea? Că pe timpul să uita lumea și actori, cine e tot. Am stat, da, am avut noroc, tată, să spun ceva. Da, în viața mea, cum ți-am și zis, trebuie să ai și noroc. Că după ce m-am lăsat de fotbal, eu am jucat 6 ani la Tănase. Da, știu. Deci pe scenă, zi de zi, când lipseam... Bun, și ai jucat și în 2 filme, ăsta e totul despre fotbal, da, al lui Andrei Blair, nu? Cu Andrei Blair. Și ai mai jucat în Legiunea Străină al lui Daneliuc, al lui Mircea Daneliuc. Adică filme, nu glume așa. Ce, dar uite că le-am dus la... Vezi ce înseamnă să ai talent? Ai talent în toate domeniile. Uite cum era, le-am făcut. Că sunt, erau actori mari care nu ținea... Adevărul că eu n-aveam rolul chiar direct și să... Mai puneam să de la mine, ne știi, dar trebuia să... Adică mai completai scenariul. Da, da, puteam să... Da. Auzi, Rică, spune altceși, după filmări la Berlin, ca fotbalist la Berlin era sediu și la Baia Centrală, după ce am terminat filmul tot, dar aici, la Buzău, stăteam și la Piatra Neamț. La Baia Centrală, când jucați fotbal, era... Acolo, toată lumea, dacă nu mă duceam acolo, mă duceam la școala germană, beam 2-3 de alea, dacă... Școala germană, era Berlino? Berlino, dar pe așa i-am spus, știi, cu generalul. Știi că era generalul la nostru, cum îl cheamă, Dragnea. Așa, fostul președinte al CNEPS-ului. Cu lumea și tot. Băi, ia zi, bă, voi să învățați și voi limbi străine, cu nu știu ce. Reducare, tu ce? Eu mă duc mereu la școala germană. Bravo, bă, nu știu ce, dar eu de Berlin, zicea. Tu vorbeai de restaurant de Berlin. Da, frumos era. Da, toată lumea ne întâlneam. Când i-ai zis...